Pare șocant și revoltător. Că dacă vrei să citești o lege moldovenească, de exemplu codul contravențional, multă lume e amendată și vrea să știe ce prevede articolul cu tare sau cu tare din lege. Da? Cauți pe Google, în limba oficială a Republicii Moldova, și îți dă trimitere la site-ul nou, lege. Să altă dată era pe Justice, MD, nu știu cum, Lex. Acum e pe site-ul Legis. Deschizi Legis și primul lucru ce îți oferă, legea, codul contravențional, ți-l dă în limba rusă, de parcă am fi în Republica Sovietică Moldovenească, în componența Uniunii Sovietice. Deci, suntem în continuare sub ocupație rusească. Trebuie să alegi limba română și abia atunci îți dă tradusă în română. Dacă cauți codul penal, trebuie să precizez chiar Republicii Moldova ca să nu-ți dea cumva codul penal al României. Tot așa, ți-l dă întâi în rusă. Codul penal. Îi dai în română. Pentru că nu e așa, ești majoritar în Republica Moldova, dar ești de categoria a doua, nu? Că cei mai iubiți și respectați sunt vorbitorii de limbă rusă sau cei care iubesc Rasia ca și președintele Dodon și ca și ministrul justiției Nagachevski. Tațu era în Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Unionist, dar el acum e cu Partidul Socialiștilor, ministrul al justiției, Fadei. Și bun, să admitem, dar de cine scrie aici că e Google Translate? Nu cumva codul ăsta a fost scris în rusă și tradus de Google în limba oficială a statului Republica Moldova? Hai să căutăm, de exemplu, procuror. Nu găsește procurori. Da, parchet. Nu găsește nimic. Dar parcă folosisem mai devreme. Na, de fapt n-am folosit motorul. Am căutat așa, în ce articole sunt. Uite, totul e în rusă și după aceea ți-l traduce Google în română. Am găsit un articol în care era trimitere la atacarea unei ordonanțe. Ce, nu ne arată nicio ordonanță? Nu, el nu caută nimic în română pentru că textul e în rusă și el ți-l traduce din mers. Uite, când faci așa, el ți-l arată în rusă și ți-l traduce din mers. Vezi? Ce am găsit? Ești declarat neconstituțional. A, articolul ăsta a fost declarat neconstituțional. Deci undeva pe la articolele 400 era scris că ordonanța emite parchetul. A, nu există 400. A, acela era codul de, cum îi zice, codul de procedură pe penală RM. În codul de procedură penală am găsit. Na, cred că și aici este pomenit undeva parchetul, dar dacă nu poți caut, uite, din nou în limba rusă, trebuie să-l traducă Google Translate în română. Și pe la articolul 400 ni se spune că ordonanțele emite parchetul. Pe când parchet e numele procuraturii în România, nu în Republica Moldova. Deci traducerea se face absolut după ureche, fără noimă. Verificarea necesității unei măsuri coercitive. Aici pe la 499 parcă era. Codul penal. Poftim. Chiar din articolul 36. Competența judicială. Google Translate. Competența Camerei de Apel. E vorba de Curtea de Apel.
judecători de urmărire penală, nu avem așa ceva. Urmărirea penală se face la procuratură. Forță pierdută. Ce fel de termen e asta? Google Translate. Procurorul superior și procurorul inferior. Poate ierarhic superior. Parchetul general. Unde avem noi parchet general în Moldova? Parcă la noi se numește procuratură. Parchetul general. Intrăm pe site-ul procuratură. Procuratura.md. Poate au făcut ăștia reformă și noi nu știm. Introducerea asta cu flash-ul lor ne omoară. Procuratura Generală se numește, da? Despre Procuratura Generală. Procurorul General. Nu s-a schimbat nimic, cel puțin pe site-ul oficial. Site-ul se numește Procuratura MD. E de azi, din 15 mai. Simboluri corporative. E corporație Procuratura Generală. Dar să revenim la legea care e tradusă cu Google Translate. Ceea ce mi se pare penal. Asta trebuie să fie un etalon de formulare concretă. Legea. Și legea ar trebui să aibă limba de bază, limba oficială, limba moldovenească cu grafie latină, cum zice legea din 89, despre funcționarea limbilor, sau prin interpretarea Curții Constituționale, prin prisma Declarației de Independență, limba se numește română. Și deci ar trebui să fie totul în română, eventual rusește tradus cu Google Translate, dar nu invers. Deci ăștia traduc cu parchet. Vorbesc despre un organ inexistent în Republica Moldova. Și amintesc că e legis.md. Site-ul oficial pentru legislația moldovenească. Sistema de stat. Hai să intrăm pe legis să-mi dă prima pagină și să vedem cine îl întreține. Poate e vreo firmă rusească. Și când intri prima dată pe site-ul legis.md, tot imediat totul e în română. Imediat totul în rusă și e făcut de Ministerul Justiției în anul ăsta. Și site-ul Ministerului Justiției are adresa asta în engleză, justice.gov.md, pentru că site-ul a fost făcut pentru finanțatori externi pe timpurile când dădeau banii americani, Europa. Nu era pentru moldoveni, pentru populația de bază. Deci adresa e în engleză. Conținutul în limba rusă. Pentru română trebuie să apeși. Nici nu există prima pagină la lege să-mi dă în limba română? Băi, frate. Asta e penal. Găsudați unei reiestră în limba rusă. Nimic nu are. Prima pagină nu e în română. Fadeina Gacevski, felicitări. O să te facă prim-ministru vreodată Igor Dodon. Dar acum, demisia. Uite, intră pe lege să-mi dă și ăsta e numai în limba rusă. Și toate documentele, ați văzut, sunt traduse cu Google Translate. Și care traduce aproximativ.